Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Două renumite gospodine de pe YouTube, YouTube-ul românesc, au ajuns la tribunal, la judecată. Cine, domnule? S-au luat de la un ecler la tavă, dacă știai. Tribunalul București, deci, a pronunțat recent o primă sentință într-un proces în care s-au judecat Jamila și Laura, două dintre cele mai renumite gospodine de pe YouTube. Să rămână, doamnele, și eu vă urmăresc, să știți, v-am dat like și subscribe, mai ales la doamna Jamila, îmi place foarte mult de doamna Jamila, care vorbește chiar așa, și acum se adaugă zahăr și se mai pune și smântână, după care se amestecă bine și, după asta, se pune totul la cuptor. Ce-ai și eclerul la ea? Este gata, poftă bună! Deci Jamila are peste 1,5 milioane de urmăritori pe YouTube. Mamă, mamă. Influencer bombă. Laura, mai mic, 200 de mii. Procesul a fost deschis de doamna Jamila, care a reclamat că în mai 2019, după ce postase pe canalul ei de YouTube o filmare în care prezenta o rețetă de ecler la tavă, competitoarea Laura a raportat-o abuziv la YouTube, susținând că difuzarea încalcă drepturile sale de autor, care, mă înțelegi, era eclerul dânsei. Deci Laura a zis că este eclerul dânsei la tavă și că Jamila i-a furat eclerul. Și în urma raportării, videoclipul Jamilei a fost șters de pe YouTube. Jamila s-a supărat, evident. Ce a face, protestat. Mă? Două săptămâni și jumătate mai târziu, clipul a fost pus la loc, dar Jamila a cerut daune morale pentru că a fost numită hoață de rețete. Avea o campanie publicitară pe tema ecler. Și a pierdut bani când i-a fost dat jos clipul. Deci tot la bani ajungem. Plus că s-a supărat pentru că, citez, pârâta, adică Laura, asta e Jamila, pârâta nu a ținut cont de influența pe care o are și a incitat prin postarea sa publicul Facebook să o vadă pe reclamantă drept hoață de rețete. Laura Laurențiu s-a apărat în proces, susținând că rețeta de ecler care îi aparține și pe care a raportat-o e diferită total de rețeta clasică de ecler. Și a demonstrat, a arătat că, citez, în timp ce eclerul clasic este o prăjitură de formă alungită, umplută cu o cremă și acoperită cu o glazură de șerbet și sau ciocolată. Bună. Bună, da. Și eu știu, eclerul... Da, da, da. Eclerul la tavă, creat de ea, este o singură prăjitură cu dimensiunea de 38 pe 28 de centimetri. E un mega ecler. Da, care e pătrat. E tip plăcint, așa. Da? Dreptunghiular. Care... Când am auzit de ecler la cuptor, mă și întrebam, zic, dar la ce altceva se face? La aragaz? Adică eu credeam că așa se face el. 38 pe 28 cm, care după coacere, prăjitura respectivă este acoperită și nu umplută cu cremă și garnisită cu frișcă bătută. Stai, mă, deci e altceva decât ecler. Totalmente. Total altceva. 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 Prăjitura astfel concepută se porționează cu cuțitul în pătrate, iar în afara tipului de aluat nu are niciun fel de legătură cu clasicul ecler. Mai aproape de crem șnit. Creșmnit, vă rog. Domnișoară, creșmnit, am cerut de creșmnit să-mi dați. Într-o cofetărie din București, la un moment dat. Bun, și acum asta este situația. Tribunalul București a respins cererea Jamilei. Mă, dar îți dai seama ce caterin că e pe la tribunalele astea când îți vedești cu prăjit. Domnule jude, onorată instanță, azi avem un ecler uriaș. Ce aveți astăzi? O rețetă, o rețetă. Da. Ecler, alungit, nu? E pătrat. Deci, uriaș. Bun, a respins cererea Jamilei. A obligat-o să plătească cheltuieli de judecată. Sentința nu e definitivă, dar, atenție, pentru toate persoanele interesate, după debutul acestui conflict, doamna Jamila a obținut la OSIM înregistrarea mărcii prăjitură ecler la tavă, care este protejată pentru o perioadă de 10 ani. Deci dacă vrem să facem, acum nu putem să la facem. La tavă, o să faci, dar să nu-i spui că e să a ta. Să nu punem pe YouTube. Practic, face ecler, da, face ecler la tavă și lipește un copyright pe ea. Cover-uri poți să faci? În cazul ăsta? După ecler, da, ar fi o treabă. Să faci un fel de ecler la tavă. Da, dar dacă faci în tavă rotundă? Uite, la asta nu m-am gândit. E umor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.